este diferit de fiecare dată și ceea ce îmi place foarte mult este deschiderea pe care o văd în rândul tinerilor pentru a deveni antreprenori, dar deschiderea și curiozitatea spre a face lucruri, de a realiza ceva în comunitatea lor. Eu sunt elevă la Dorohoi și având în vedere că nu a mai fost o astfel de activitate la mine la liceu și implicit în orașul meu, am considerat că ar fi mult mai bine și ar fi chiar o oportunitate mult mai bună pentru elevii colegiului nostru să intre în contact cu anumit speaker și să afle și ei, de fapt, care e treaba cu antreprenoriatul. M-am gândit că ei sunt tineri, sunt la început, sunt plini de entuziasm și vor să facă lucruri frumoase în continuare. De asta împărțirea antreprenor-intraprenor mi-a venit de minune, pentru că eu cred atât în antreprenoriat cât și în intraprenoriat, pentru că nu poți să faci lucruri așa cum am spus de unul singur. Ar fi un vis devenit realitate, e un stil de viață pe care mi l-aș dori din tot sufletul să-l am. Deja eu și câțiva colegi avem o idee, de exemplu, o firmă de curierat pe bicicletă la nivelul orașului Botoșani. Este un început, dar consider că acesta poate fi un drum către succes. Cu siguranță, prin antreprenoriat se poate schimba comunitatea locală. Nu cred că ar trebui să ne dorim să plecăm de aici, de acasă, pentru că avem o țară, slavă Domnului, frumoasă, avem o țară liniștită și avem un potențial extraordinar, nu doar din punct de vedere al oamenilor, cât și din punct de vedere al locurilor. Cred că ar trebui să ne implicăm un pic mai mult, să luăm exemplu de la acești tineri care au venit într-o zi de miercuri, au venit în amfiteatru din orele de curs și au stat să învețe despre antreprenoriat. Cred că inițial foarte mulți aveau câteva dubii legate de acest subiect și recunosc că și eu acum 2 ani când am intrat prima dată în contact cu el, mi se părea destul de ciudat. Ce, asta este o meserie? Poți să faci ceva cu chestia asta? Și cred că după această întâlnire oamenii au fost destul de încântați și chiar am văzut în sală că au fost câțiva elevi care la început au spus că vor să fie antreprenori și după și-au susținut ideea până la capăt, iar au fost alții care inițial au spus că vor să fie angajatori și la urmă s-au hotărât și vor să fie și ei antreprenori. Mi-aș fi dorit să încep mai devreme, pentru că dacă aș fi luat decizia mai devreme cu 10-15 ani, mi-aș fi căutat informațiile de care am nevoie pentru a începe și a dezvolta un business. Acum 10-15 ani, accesul la informații nu era atât de facil cum e acum. Am discuții cu copiii mei, că ei mă întreabă ce o să facă când o să fie mari și tot timpul le spun, ok, mergeți către o școală care să vă ofere o profesie, și mergeți mai departe și faceți un MBA sau o studii economice. Pentru că în antreprenoriat ai nevoie de cultură economică ca să poți să faci business de calitate. Eu sper să mai vină caravana pe la noi, sincer să fiu. Cred că și elevii ar fi încântați să mai participați încă o dată la noi. Legat de mine, ce pot să spun? Acest eveniment nu a fost decât încă un impuls de a mă duce și eu mai departe și de a fi și eu la rândul meu un antreprenor peste câțiva ani, mai mult sau mai puțin, de ce nu?